Etapa finală a campionatului de oină al Ministerului Afacerilor Interne s-a desfășurat în premieră în perioada 28-30 iunie în municipiul Drobeta-Turnul Severin. Au participat cei mai buni dintre jucători, aceștia reprezentând Garda de Coastă, Baza de Reparații Nave Brăila, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui și Inspectoratul Județean de Jandarmi Harghita. Nu a reușit niciodată. Spuneam că e destul de greu să aduci o echipă întreagă. Este și perioada concediilor peste tot în țară. Noi suntem implicați toți în sezonul estival acum, toate armele în diferite activități. Totuși au reușit să vină colegii noștri, lucruri care este de apreciat atât efortul făcut de ei, cât și de Centrul Cultural pentru a organiza și felicităm în numele conducerii Federației Române de Oină. Oina este un joc sportiv tradițional românesc pe care reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne intenționează să îl ducă cât mai departe. De această dată, Campionatul Național de Oină s-a desfășurat în premieră în Drobeta-Turnul Severin, pe baza sportivă a sediului Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră din Mehedinți. Suntem bucuroși că în această perioadă baza noastră sportivă a fost plină de sportivi, a fost plină de competiție. S-a desfășurat în această perioadă Campionatul Național al Ministerului Afacerilor Interne de Oină, etapa finală. Au participat în această etapă 4 echipe, echipe din diferite locuri din țară, echipe de la IJJ Harghita, echipe din STPF Vaslui, de la Garda de Coastă Constanța și BNR Brăila. Cu toții au apreciat faptul că această bază se află la un nivel ridicat de dezvoltare. Suntem bucuroși prin această prezență a lor. Faptul că aici se poate desfășura o astfel de competiție nu ne face decât să fim mândri. Bineînțeles, pentru acest aspect am fost implicați toți factorii din județul Mehedinți, toate instituțiile de ordine publică, în primul rând Școala de Perfecționare a Poliției de Frontieră Drobeta-Turnul Severin, Clubul Sportiv Victoria, după cum vă anunțam, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți și, nu în ultimul rând, ISU Drobeta. Le mulțumim tuturor, le mulțumim oaspeților noștri, cei de la Ministerul Afacerilor Interne, care s-au gândit și care ne-au făcut plăcere să fim gazdele lor pentru această competiție. Meciurile s-au întins pe perioada a 3 zile, începând cu meciurile din grupe și terminând astăzi cu semifinalele și finalele. În ciuda căldurii excesive de afară, echipele concurente au dat tot ce au avut mai bun. Vreau să felicit Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne că a reușit să organizeze o astfel de competiție și pentru că toți suntem la Drobeta-Turnul Severin, trebuie să spun că la inițiativa noastră, a Poliției de Frontieră, în urmă cu câțiva ani, pe acest teren am propus să se transforme Cupa Poliției de Frontieră, pentru că a fost un eveniment care se organiza inițial doar pentru Poliției de Frontieră, într-un campionat de oină al Ministerului Afacerilor Interne și am revenit astăzi, perioada aceasta aici, cu o competiție la care participă toate armele Ministerului Afacerilor Interne. După cum vedeți, este o bucurie deosebită pentru faptul că reușesc să-și exprime și prin sport dragostea față de valorile noastre tradiționale. Consider că aduce oina mai departe este o datorire morală a tuturor de a aduce tot ce ne individualizează ca națiune, pentru că știți că în această tendință de globalizare este foarte important să te agăți de partea culturală. Dacă nu cunoașteți, am reușit ca la Ministerul Culturii să transpunem această disciplină sportivă în inventarul național privind elementele vii de patrimoniu cultural imaterial și faptul că Ministerul Afacerilor Interne prin Centrul Cultural reușește să ducă mai departe această tradiție nu face decât să mă bucure atât în calitate de președinte al Federației Române de Oină, cât și în calitate de polițist de frontiere și mai mult decât atât în calitate de român simplu. Pentru că trebuie să recunoaștem, toți suntem români în final și ar trebui să facem împreună tot ce putem, astfel încât să realizăm spusele marelui istoric Nicolae Iorga, de altfel un pasionat al jocului de oină, anume tot ce e românesc nu trebuie să piară. Asta facem noi aici, ducem mai departe o bucățică din România. Asta face Federația Română de Oină, asta face Centrul Cultural, asta fac colegii mei și îi apreciez foarte mult atât pe cei care organizează, cât și pe cei care, în ciuda acestei temperaturi nu tocmai optime pentru a juca, reușesc să pună pasiunea pe teren și să ne ofere un spectacol agreabil. Anul 2014 poate fi considerat ca fiind unul de referință pentru istoria oinei. Astfel, prin legea numărul 96 din 1 iulie 2014 pentru completarea legii educației fizice și sportului, numărul 69/2000, oina a fost recunoscută ca fiind sportul național al României. Acesta solicită calități sportive complexe, viteză bună de alergare, reflexe rapide în mișcările de autoapărare față de loviturile mingii, precizie și aruncarea și lovirea mingii cu un baston.
Noi aceste activități le organizăm în cadrul unui program la nivel de minister și în momentul în care alegem locațiile, ținem cont întotdeauna de câteva elemente din punctul meu de vedere foarte importante și anume ținem cont de faptul că trebuie să existe o bază sportivă adecvată care să ne permită desfășurarea activității. De asemenea, genul acesta de activități implică un sprijin destul de mare, uneori necondiționat din partea structurilor noastre locale din teritoriu. Și aici vreau să menționez colaborarea foarte bună pe care o avem cu inspectoratele județene și aici menționez chiar toate inspectoratele județene și în mod special cu școala de pregătire a polițiștilor de frontieră, cu conducerea școlii, cu președintele asociației sportive care ne pune baza sportivă la dispoziție. În mare, cam astea sunt elementele cheie de care ținem cont în alegerea unei anumite locații. Dintre numeroasele personalități care au practicat OINA sau au fost implicate în diferite moduri în sprijinirea sportului nostru național, îi menționăm pe Nicolae Iorga, Tachi Ionescu, Ile Caragiale, Petre Ispirescu, Ion Creangă, Dimitrie Cantemir, Alexandru Davila, Mihail Sadoveanu, Fănuș Neagu, Vasile Conta, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Marin Preda și alții.